Bună ziua, stimați ascultători! Pentru că s-apropie bacul și noi suntem niște persoane influente, ne-am gândit să ajutăm tinerii copii intelectuali care se uită la noi să treacă mai ușor bacul. Așa că bine ați venit în biblioteca noastră! Astăzi vă facem un rezumat la Baltagu în variantă poezie. Pentru bacaloriat. A fost odată ca în povești, că altfel nu se zicea. Un boss de boss foier era Nichifor se numea. Și nenea ciobanul trăit de mult în România cu o femeie Victoria, ea era soția. Dar într-o zi, dânsul o zis, eu merg să-mi plimb boița. Deci o pleca cu treabă, fă, nu ca tine vulpița. Adică el acu plecă să plimbi turma grasă. De fapt, asta scuză era să plece de acasă. Victoria, vezi că eu merg în munți de parte, soro, dar pe telefon să nu suni că n-am semnal acolo. No, bine, măi, Nichifor, măi, că dacă asta ți-i dorința, ai grijă să nu faci prostii, că ajungi ca în Miorița. Așa că el la goană a mers cu calul pe carare și câinile pe lângă el și Baltagul pe schinare. Nu vreau să zic acum, amiți, că poate mă arunc, dar poate nu la stânul a mers, poate au cumpărat suc. Dar trec cu multe luni de acu și el nu mai dă semnii. Victoria strigă la Gheorghiță care crapa la lemn. Popchile, hai noi să plecăm cu câinile în lanț, pe tactul să-l căutăm, că-i clar, bat într-un șanț. Și uite așa i-o plecat, la fel pe cărărui, pe Nichifor să-l găsească, bat fix ca la vas lui. Și după el pe drum s-o luat, pe unii ultimi doi bani, ca detectivii o întrebat, că ție să ai Miami. Și după o bucată de drum, când aproape să-și dea duhul, aici te-ai s-a întâlnit Daghiș cu câinile lor lupu. Aista o lătra la ei, de și-o rupt lesa și l-o condus la Nichifor, unde și-o luat perversa. Și mai târziu s-o întâlnit cu ceilalți doi ciobanii, care pe Nichifor l-o bătut ca să-i furi bani. Și atunci Victoria a zis, Gheorghiț, la ăștia doi, le dăm cu sapa Baltagul în cap, fix cansat la noi. Și fix așa el a făcut, că doar prost nu ești, la ei pervers în față odat, pervers să-i blejești. Nu zia e clar acu și nu-s răutășios, dar la muncă să nu mergiți, că e periculos. Nu zia a doua lui, mai simplă și concretă, prost să fii să muncești, când poți să fii vedetă. Și nici nu merită să înveți, îți spun adevărat, că acum cu cât mai prost tu ești, ești și mai promovat.